Probabil că atunci când ați trecut prin zona pieței centrale, v-ați gândit că nu mai este mult și veți avea în sfârșit unde să vă parcați mașina fără a căuta jumătate de oră un loc liber. Ei bine, acest panou care ilustrează o parcare ultramodernă pe 4 nivele va trebui dat jos și asta pentru că Dumitru Huidu, omul de afaceri care încheiază contract cu primăria, este de negăsit, iar primăria a fost obligată să rezilieze contractul. Contractul încheiat între Societatea Comercială Noua Agricultură și Primăria Municipiului Târgu Jiu, care prevedea construirea unei parcări ultramoderne în zona pieței centrale, a fost reziliat la data de 1 februarie. Asta pentru că omul de afaceri, Dumitru Huidu, nu s-a prezentat în termenul impus prin contract cu documentația. În această situație, primăria are două opțiuni. Fie va organiza o nouă licitație pentru concesionarea terenului în vederea construirii unei parcări, fie se va ocupa chiar ea de acest lucru. Domnul Huidu a avut posibilitatea până pe 31 ianuarie să vină să depună documentele necesare construirii acestei parcări. Noi l-am așteptat, chiar ne-am dorit foarte mult să vină cu aceste documente pentru că parcarea reprezenta o investiție cât se poate de necesară pentru municipiul nostru. Nu s-a prezentat, astfel încât pentru următoarea ședință de Consiliu Local noi strângem deja documentația astfel încât să primim din nou terenul și să-l trecem în administrarea noastră. În urmă cu 6 luni, Dumitru Huidu a solicitat o scutire pentru 6 luni de la plata taxelor de concesionare a terenului din zona pieței centrale, pe motiv că nu are deocamdată banii pentru demararea lucrărilor, iar în această perioadă ar fi trebuit să obțină finanțările. Numai că nu a fost așa. De mai bine de 5 luni, Dumitru Huidu nu a mai dat niciun semn de viață, iar magazinele din oraș al căror administrator este au fost închise.